Hai să vedem pentru ziua de marți 3 august, din care planeta Venus face trigon cu Uranus, care este energia de la cărțile de tarot. Interesant. Interesant că avem aici regele de monede, care este o energie foarte stabilă și foarte calculată, pentru că trigonul dintre Venus și Uranus mă duce cu gândul la lucruri neașteptate care apar în relațiile de dragoste sau la o estetică mai ieșită din comun. S-ar putea să observi astăzi oameni îmbrăcați mai ciudat, mai excentric sau oameni care își arată afecțiunea într-un mod mai ciudat, mai ieșit din comun. Partea pozitivă este că aici cărțile de tarot ne aduc o energie mult mai calmă și mult mai stabilă a regelui de monede, care te îndeamnă să fii confortabil în pielea ta, care te îndeamnă să nu te simți atacat sau atacată de felul în care altcineva își exprimă personalitatea, de felul în care altcineva își exprimă dragostea și afecțiunea. Pentru că, la urma urmei, toate aceste lucruri nu au absolut nimic de a face cu tine. Tu ești tu, ai plusurile tale, ai minusurile tale și ai limitele tale peste care nu o să permiți oamenilor din jurul tău să treacă. Ceilalți sunt ceilalți și au aceleași drepturi ca și tine de a-și trăi viața exact așa cum vor ei. Din alt punct de vedere, regele de monede în privința afacerilor, a banilor și a carierei vine cu un mesaj foarte frumos. Aici poți să primești un ajutor financiar de la cineva sau, dacă ai depus un efort considerabil în trecut, aici e posibil să îți fie recunoscute meritele și cineva dintr-o poziție de autoritate să observe tot efortul tău și toată truda și strădania ta. Per total, o energie foarte frumoasă pentru această zi de marți. Nu o lăsa să-ți scape printre degete. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!